Începând cu 2020, toate partidele politice și concurenții electorali din Republica Moldova sunt obligați să raporteze veniturile și cheltuielile și în format electronic, procedură realizată până atunci doar pe suport de hârtie. Raportarea se face prin intermediul modulului Control Financiar, parte componentă a Sistemului Informațional Automatizat de Stat Alegeri, creat în 2019 cu suportul PNUD Moldova. Modulul automatizează procesele de perfectare și expediere, dar și verificare, aprobare și publicare rapoartelor financiare pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale. Astfel, semestrial și anual, fiecare partid politic va depune raportul financiar la CEC, iar formațiunile politice care primesc bani din bugetul de stat sunt obligate să prezinte lunar rapoarte financiare. Conform legislației, sursele de finanțare ale partidelor politice sunt cotizațiile membrilor de partid, donațiile, subvențiile de la bugetul de stat și alte venituri legal obținute. Important, donațiile pentru partidele politice și campaniile electorale pot veni de la persoane fizice din țară, cetățeni moldoveni aflați peste hotare, persoane juridice. Partidele politice primesc subvenții de la stat în funcție de rezultatele obținute în alegeri. Astfel, pentru finanțarea partidelor politice se alocă 0,1% din veniturile planificate în bugetul pentru acel an, cu excepția veniturilor cu destinație specială. Acești bani se împart în felul următor. Câte 30% pentru performanțele obținute în alegeri parlamentare și cele locale. 15% pentru rezultatele obținute la scrutinul prezidențial. Câte 7,5% pentru femeile alese efectiv în cadrul alegerilor parlamentare și locale. Și câte 5% pentru tinerii aleși efectiv la alegerile parlamentare și cele locale. Atenție! Partidele politice beneficiare de subvenție de la stat vor utiliza anual 20% și respectiv 10% din bani pentru promovare și încurajarea participării femeilor și tinerilor în procesele politice și electorale. Așa cum știți, concurenților electorali li se interzice să ofere alegătorilor bani, să le distribuie gratuit bunuri materiale, inclusiv din acțiuni de binefacere. Comisia Electorală Centrală va verifica rapoartele, având dreptul să ceară partidelor politice, dar și instituțiilor publice sau private, informații suplimentare. În cazul în care se depistează nereguli, CEC se poate adresa instituțiilor abilitate pentru a face un control. Iar dacă se constată că acel concurent electoral a primit sau a utilizat banii cu încălcare prevederilor legii, CEC se va adresa Curții Supreme de Justiție cu o cerere de anulare a înregistrării acestuia în calitate de concurent electoral. Rapoartele financiare ale partidelor politice și concurenților electorali constituie informație de interes public. De aceea chiar și tu le poți vedea. Pentru această asta, intră pe www.cec.md și găsește rubrica Finanțarea partidelor sau Finanțarea campaniilor electorale.